pe mine, cel puțin, sursa sau lumina dragostei m-a însuflețit pentru prima dată la 24 de ani, când am suferit ceea ce se cheamă moarte clinică. Dar amintirea, deși estompată, păstrează energia aceea puternică. Atunci m-am întâlnit cu o ființă energetică, nu știu cum să o numesc, care pentru mine a însemnat raportarea la Dumnezeu. Români cu care am vorbit, care spun că au trăit o astfel de experiență, vorbesc cu toții despre acel tunel, că au trecut printr-un tunel. Da. Pot spune că și eu am trecut printr-un tunel, numai că tunelul meu era vertical. Majoritatea dintre noi, când ne imaginăm un tunel, îl imaginăm la nivelul ochilor, orizontal, cumva. Tunelul meu era vertical. Deci era ca o cădere non-gravitațională. E foarte greu să explic ce am simțit. Practic, mie mi s-a oprit inima pe masa de operație, m-au reanimat și în timp ce eu îmi vedeam corpul, ieșisem din corpul meu și arătam ca o sferă. Nu aveam nici chakre, nici nu arătam ca o hologramă. Eram pur și simplu un ghem de gânduri și de energie. Eram tot eu, dar fără corp. Eram un om cu preocupări foarte telurice, adică nu, pentru mine nu exista. Exista conștiința binelui și a răului, dar nu conștientizam foarte bine momentele în care făceam rău sau nu mă preocupa sufletul meu. E, în momentul în care am murit, am realizat că de fapt nu iau nimic cu mine pe lumea cealaltă și că de fapt tot ceea ce luăm în bagaj reprezintă un cumul de amintiri frumoase sau mai puțin frumoase și că în funcție de felul în care ai trăit, te poziționezi ca spirit bun, evoluat. Multe dintre lucrurile pe care eu le percepeam într-un anumit fel au căpătat altă nuanță. Când mă uitam la un om, de exemplu, îl vedeam din perspectiva, îl priveam de la nivelul meu spiritual de atunci, adică nu îi dădeam nicio circumstanță atenuantă. În momentul în care îi priveam fără iubire, perspectiva era una foarte săracă și foarte limitată. În momentul în care încep să privești oamenii prin prisma iubirii, așa cum am fost eu privită de acea prezență când am murit, în ciuda tuturor păcatelor și lucrurilor rele pe care le făcusem, perspectiva se schimbă. Asta e toată șmecheria. Nu trebuie neapărat să mori ca să percepi viața altfel și să ai intuiții. În momentul în care mi-am revenit, am știut că sunt altfel, doar că mi-a luat foarte mult timp să pun în armonie omul care vreau să devin. Ce am învățat eu după ce am trăit această experiență? Am învățat că un om care nu respectă natura și mediul înconjurător și toate ființele care există pe acest pământ nu va putea niciodată să evolueze, nu va putea fi niciodată în armonie cu sine. Asta, când eram întinsă pe masa de operație și mă priveam de undeva din tavanul sălii de operație, mă uitam la corpul meu și mi se părea, mă priveam cu dezgust și spuneam, Doamne, atâtea lacrimi, atâta zbatere, atâta zbucium pentru ceva atât de neînsemnat, pentru că este doar o carcasă pe care noi o lăsăm în urmă și când plecăm, plecăm de fapt cu ceea ce suntem, cu spiritul, cu forța noastră creatoare din această viață. Nu luăm nimic altceva. Când ești bolnav și te rogi la Dumnezeu să te vindece, trebuie să-ți vindeci întâi sufletul și să ai o raportare corectă la tot ceea ce înseamnă iubire. Pentru că dacă te rogi pentru tine să fii bine și pe de altă parte nu ți-ai rezolvat problemele și urăști sau ești în tensiune sau creezi disarmonie în viața ta, poate te faci bine, poate nu. Poate mai ai o șansă, cum eu n-am făcut nimic ca să mă întorc. Eu pur și simplu eram o păcătoasă și m-am întors pe baza unui cec în alb, adică mi-a dat credit. Te poți întoarce, pentru că atunci când eu eram în acel iad al sufletului meu, mie nu-mi părea rău că stăteam acolo. Mie îmi părea rău pentru ce făcusem, dar îmi părea rău cu adevărat.
și îmi părea rău că nu am posibilitatea să mă întorc și să devin un om mai bun. Și Dumnezeu, acea energie pe care eu am simțit-o, mi-a dat șansa să mă întorc și să dovedesc că pot să fiu un om mai bun.